În București se montează indicatoare pentru semnalizarea adăposturilor civile, doar că din 1200 prea puține sunt în stare bună. În general au ieșirile de urgență blocate, instalațiile de aerisire înfundate și nu au toalete. Cei de la ISU au făcut mai multe controle și le-au cerut asociațiilor de proprietari să le aducă la zi. Acest triunghi echilateral albastru încadrat într-un pătrat portocaliu ar trebui să fie pe toate blocurile la subsolul cărora există un adăpost de protecție civilă. În caz de pericol, orice om are voie să se ascundă acolo. Problema este că nu sunt tocmai sigure. Aici am avea faimoasa ieșire de urgență. Există un tunel. Acest tunel face stânga, ajunge în șoseaua Iancului. În șoseaua Iancului ar trebui să existe o ieșire de urgență. Tunelul există, ieșirea nu mai există. Pe hârtie, aici este un adăpost civil, un adăpost de protecție civilă, care în cazul unei calamități naturale sau unui război, ar trebui să ofere protecție locatarilor bloc și a vecinilor din cartier. Ce avem aici este un fel de pivniță. Atunci când s-a făcut reabilitarea pe șoseaua Iancului, a fost desființată ieșirea de urgență, drept pentru care acest adăpost nu are ieșire de urgență. Și nu este un caz singular. Mai toate adăposturile sunt insalubre, au gurile de aerisire înfundate și ușile blocate. De modernizarea lor ar trebui să se ocupe asociațiile de proprietari, însă nu au banii necesari. Sau primăriile, care, conform Constituției, pot folosi subsolul oricărei proprietăți pentru lucrări de interes general, însă nici asta nu se întâmplă. Capitala are 1193 de adăposturi civile construite pentru ca oamenii să aibă unde să se protejeze în cazul unui atac nuclear, chimic sau aerian. Însă majoritatea sunt neîngrijite, cum este și acesta, unde nici măcar toaletele nu există. Vrem neapărat niște sfaturi ca oamenii să știe ce putem face, să îmbunătățim situația. Dotările sunt la nivelul anului 1975. România are în jur de 5.000 de adăposturi de protecție civilă în care se pot refugia teoretic 2 milioane de oameni.